lupul și cei trei purceluși. Adaptare după cei trei purceluși de Van Gogh. Au fost odată trei purceluși. S-au hotărât să-și încerce norocul și fiecare a început să-și construiască o casă. Tocmai trecut pe lângă ei un om cu o căruță cu fân, iar primul le-a spus fraților că fânul este ușor și moale și o să-și facă o căsuță. Cei doi frați au plecat mai departe la drum, trecând pe lângă ei o căruță cu lemne. Al doilea s-a gândit că lemnul e numai bun pentru căsuța lui. Cel de-al treilea purceluș a continuat drumul până a ajuns la un pietrar care făcea piatră de construit. Purcelușul s-a gândit că piatra este cea mai potrivită să-și facă o căsuță rezistentă. Noaptea, în timp ce primul purceluș dormea în casa lui de paie, a venit un lup flămând să-l mănânce. Purcelușul nu a vrut să deschidă, dar lupul a suflat odată peste casă, iar casa s-a dărâmat. Purcelușul a fugit spre casa celui de-al doilea purceluș. Lupul nu s-a lăsat și l-a urmărit. Purcelușii nu au vrut să deschidă ușa, iar lupul furios a suflat de dur spre casă și a dărâmat-o și pe aceasta. Purcelușii au luat-o la fugă spre casa celui de-al treilea purceluș. Veni lupul și aici după ei, dar oricât se forța, nu reușea să spulbere casa. Văzând că nu poate dărâma casa, furios, se urcă pe acoperiș încercând să intre pe hor. În schimb, purcelușii au pus la cale un plan. Au pus pe foc un ceaun mare cu apă fiartă exact sub hor, iar lupul căzu chiar în ea. Așa de tare se arse că sări înapoi pe hor și o luă la goană mâncând pământul, iar ei au trăit împreună fericiți.